Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă propun un sandwich tot pentru vegetarieni, dar să zicem cu zacuscă, poate e prea mult. Seamănă cu zacusca, însă, și de ce seamănă? Pentru că este făcut cu vinete, ardei capia copt. O să avem nevoie și de jumătate de ciupercuță, puțină ceapă, pe care o vom înăbuși în ulei de măsline, un ardei iute și puțină miere de albine pentru a îndulci ușor gustul. Să știți că puteți face acest lucru foarte bine. Înăbușim ceapa cu ciupercuțele în puțin ulei, așa cum vă spuneam, și apă. Punem capacul și acum să trecem la următorul pas. Tăiem ardeiul capia. Îl putem mărunti sau să rămână, iată, așa mare. Puțin ardei iute. Aici vă las pe voi să vă alegeți cât de mult sau cât de puțin. Bun, avem aici și 4 tomate pe care le vom arunca în tigaie. Vreau să le așezăm deasupra, peste tot acest ansamblu. Sare, puțin piper și foia de ardei dulce, așa un vârf de linguriță. Vreau ca roșiile acestea micuțe, să tomatele astea micuțe, să iasă ușor, să se desfacă. Tocmai de aceea le lăsăm într-o tigaie la foc, așa cum vă spuneam, potrivit, câteva minute. Nu uităm să amestecăm. Tomatele astea mici s-au făcut exact așa cum îmi place mie să fie. Punem ardeiul. Punem și vinetele. Ideal, dacă le aveți congelate, este indicat a fi lăsate la scurs bine, da? Pentru a nu avea un conținut ridicat de apă în acest preparat. Și lăsăm să fiarbă câteva minute. Nu trebuie foarte mult, pentru că deja ele fiind coapte, trebuie doar să se tempereze împreună, să aibă aceeași temperatură, da? Totul este gata, pregătit. Cele două felii de pâine. Un sandwich minunat pentru perioada de post, pentru cei care doresc să elimine cărnița. Da, îmi place cum arată. Și acum punem și cele de două tomate deasupra și, nu în ultimul rând, am să mă folosesc de microplante pentru a face o mică coroniță. Excelent! Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi parfumată!